gala de vineri, fetele și băieții din casa Mireasa aveau de nominalizat o persoană spre eliminare. Puteți nominaliza dintre Damaris, Inga, Roxana și Deni. Băieți, fetelor, puteți nominaliza numai dintre Alex, Paul, Andrei, Seba, Din. Andrei, ai fost nominalizat din partea casei. Damaris, ai fost nominalizată din partea casei. Amândoi veți intra în cursă de eliminare alături de Adina și George. Iar subiectul nominalizărilor a fost dezbătut la Mireasa Capriciile Iubirii. A fost greu sau a fost ușor? A fost greu. Ușor. Eu nu mă interesează că e cuplu, nu-i cuplu, eu votez om. Mie de Inga îmi place foarte mult, dar în același timp de Andrei, acum e cu una, a doua zi cu altă fată și nu-l văd un băiat stabil. Dar Marius, oricum este în lumea ei, asta s-a văzut, că de-aia s-a și votat de toți băieți. Și tu ești în lumea ta, nu, Andrei, dar nu știu cum îți permiți să faci afirmațiile astea. Tu m-ai votat pe mine, că te-am criticat pe tine și pe Roxana, v-am criticat mereu. Nu, stai puțin, hai să o luăm pe rând. Hai să o luăm pe rând. Te-a deranjat votul lui Damaris? Nu m-a deranjat niciun vot, pentru că sunt clare și explicațiile sunt anapoda spuse. În fine, n-avea ce să spun altceva. Tu de ce ai nominalizat-o pe Damaris? Pentru că nu o văd în emisiunea asta, este foarte schimbătoare. Singurul schimbător ai fost tu, Andrei, aici. Dacă e să nu pe schimbări. Ah, uite, vezi că ai și tu explicații. Dacă îmi permiteți, în legătură cu Damaris, ar trebui să... E singura dată când sunt de acord cu Valentin. Motivul pentru care noi nu l-am votat pe Sebaidin, singurul motiv pentru... i-a fost Damaris. Nu este alt motiv. Altfel, cu siguranță, era Sebaidin. Atâta putem să spunem. Adică eu una, din punctul meu de vedere. Pe tine, Raluca, te-a deranjat că Alex a votat-o pe Damaris? Nu m-a deranjat votul nimănui și ar putea să, în viitor, poate să mă voteze și pe mine. E normal, asta este jocul, trebuie să ieșim. Te-a deranjat, de exemplu, că Gabriela l-a votat pe nu, Alex? Nu m-a deranjat. Mulți din social media cred la momentul acesta că tu, de fapt, prin votul către Alex, ai plătit o poliță. Absolut deloc. Probabil că nu are mamă în casă și vrea să se pună bine cu toate mamele. Exact, Adina. Uite, vezi? Ai ghicit. Ești supărată? Da, sunt deranjată de voturile fetelor. Chiar și m-am simțit foarte rău, fiindcă nu mă așteptam. Dar, în fine, cum s-a zis, este un joc și fiecare joacă card aici. Acum am înțeles-o și eu. Dacă totuși este un joc, atunci voi juca și eu. Raluca părea totuși deranjată de votul lui Andrei îndreptat spre Damaris. Dar eu înțeleg pe Damaris că și eu mă simt la fel, numai că am lucrat în vânzări și cumva sunt poate mai cizelată, să nu așa bădărancă, dar că i-am zis și în față, că nu, și eu nu zic cu răutate, nu știu cum, ce termen să folosesc și nu vreau să... În fine, oricum sincer, se prea făcut chestia cu un joc, că facem geninga, văzuși? Că ce jucăm un joc? Ce joc ai putea să joci? Alo, nu ne-am vorbit înainte. Dar cum poți să-i spui că e din altă lume? Serios? Dar cu ce ți-a greșit? Cine i-a zis? Andrei. Și atunci m-am activat. Mie chiar îmi părea rău că l-am votat. Ăsta e momentul în care a început să fie nasol. Să fie nasol? Da. Ăsta? Da. Cum azi? Ziua de azi. Așa cred. Între cine? O să amestece apele. O să tulburi. O să fim puși la niște decizii care să va vedea cum reacționează fiecare în momente de stres, momente de rapiditate și cum te justifici după aia pentru alegerile tale. Ești pentru orice alegere, trebuie să o justifici. Uitam acum așa la fete, tu ai văzut mult și... Acolo e război mare. Nu se întâmplă niciodată acolo. Mi-e zice că vrea Roxana să iasă, de unde, că nu ești? Tu ce ai, mă? Și te prind la țigară. Ești trist așa, supărat. Nu-ți căuta conversații cu mine. Dacă păi nu căuți, te văd supărat, dacă nu zic nimic, stau și începe să fumezi. Bine, mă, nici nu mai caut nicio conversație, dacă tot am început, nici nimic nu-ți mai zic de aici încolo. Gata, da, ok. Dacă nu zic nimic, lasă-mă, pleacă și eu pe ale mele. Gata, te las tot în pace. Pleacă și eu pe ale mele. Ok. Pe mine mă oftică situația că, bă, trebuia să mă votați, mă, de ce nu m-ați votat, mă? Era mai simplu, mă, așa. Zinga, e normal să fie supărat, înțeleg. Normal, logic. Că și m-am gândit puțin la mine, ia să vedem cât ți-ar vota. Asta a fost, că exact cum am zis, voturile exact așa au fost. Da, dar ciudat că Inga seagă bine cu toate fetele, cum ar fi. În afară de Gabriel. Știi ce mă enervează pe mine? Că îl votă intenționat, adică pentru că era alu și nu recunoaște, știi? Adică fie asumat. Da, doamne, nu o supor și uite de asta, nu?
Nu că ea are impresia că noi nu suportăm pe ea. Nu că ea nu ne suportă pe noi. Ah, da mă, sau cum exagera? Ce rău le-am făcut? Frate, a zis cineva că ne-ai făcut vreo rău, pur și simplu am zis că ești egoistă, că ești falsă și cum au mai zis. Cine a zis că a făcut vreo rău? A face rău înseamnă da în cap la un om. Nu, oricum, știu cine zicea că adevărul va ieși la iveală. Tot ele, persoanele respective, ziceau că adevărul va ieși la iveală. Și da, adevărul va ieși la iveală, ușor, ușor. Ea când spusă că da, Maris e mai falsă decât ea, ea a recunoscut un fapt. Da, Maris e, nu eu, știi? Da, Maris este falsă sau nu știu, putea să specifice altfel, dar atunci când recunoști ceva, cumva fără să vrei, a recunoscut o chestie. E mai falsă decât mine. Da. Mă, dar mie ceva îmi dă cu virgulă. Ce? El a intrat în jocul ei sau pur și simplu nu-și dă seama? El. Sau e și el ca ea? Eu cred că el e îndrăgostit. Nu știu dacă ai observat-o pe ea față de el. Cum e? Și a zis că nu e? Nu știu dacă e atât cât el. Dar să revenim la supărarea lui Alex, care devenea evidentă și pentru Valentin. Așa e când ești foarte fericit, de-aia s-a chiar dacă te doare mâna. Păi sunt fericit pe bune. Asta zic. Am dat la sac, n-am mai dat de mult și vreau să mă... Și ce bine, simt mușchi acum pe aici, pe la spate. Păi bune, nu, stă ok. Păi da, pe bune, zic sincer, nu m-a deranjat nimic cu votul Gabriel sau ceva să crezi. Sincer, îți zic. Nu, dar atunci din drive te-ai schimbat puțin. Nu, stă ok, eram doar obosit, mi-e somn. Băi, deci fiți atente, că am și lui Damaris, dacă e să plece, o să fiu cea mai dezamăgită persoană din toată istoria acestei emisiuni. De ce? Păi Denisa a plecat. Ea care e sinceră la fel și asumată, pleacă. Păi și rămâne... Păi sunt, dar eu n-am o problemă dacă plecă. Mm. Păi rămână o problemă rămână că pleacă conjurată de bună dimineață, mă micu. Hai mă, că e o singură persoană care face așa, de ce zici? Păi da, dar nu vreau să pleci, Damaris. Mie mi se pare dubios că de ce toți băieții au votat-o pe Damaris, ceea ce înseamnă că Sebaidine a avut o discuție cu ei și a fost destul de clar, nu? Da, s-a discutat intens votul în Casa Mireasa. Cumva, da, e normal să discutați toate lucrurile astea, nici nu știu cu cine să încep. Ce mustăcești acolo? Nu, n-am ce problemă, nu știu. Sebaidin, unde ești? Ai avut vreo discuție cu băieții în ceea ce o privește pe Damaris? Aveau fetele nelămuriri. Eu am vorbit ce s-a vorbit în live și băieții au înțeles că nu vom mai face niciun pas împreună. Atât. Dacă am avut vreo discuție în privat cu ei... Dar vezi fetele? Mă, tot timpul speră într-o poveste, mă, să fie o poveste, să fie cu iubire. Fetele speră până în ultima clipă. Băieții, nu iese, nu iese, la revedere, nu? Hai, și noi credem oricum că nu s-a terminat chiar totul între ei doi. Adică eu personal chestia asta o cred. Dar ei erau mai departe de a fi un cuplu decât ceilalți. Eu personal de-aia am votat-o pe Damaris. Dar nu vreau să înțeleagă că am pus eu acum toți băieții. Păi nu, în mod evident, Sebaidin, că dacă ar fi fost vreo discuție de genul acesta, am fi devoalat-o aici, am fi anulat votul și am fi dat afară pe altcineva drept pedeapsă, cum s-a mai întâmplat, că voi știți că regula, una dintre regulile principale, nu sunt foarte multe reguli, adică nu avem... Sunt reguli pe toți pereții. Dar una dintre regulile principale este să nu discutăm despre voturi și nu discutăm despre nominalizează-mă pe mine sau pe ăla sau pe celălalt. Și mulțumesc că ați respectat până acum regula asta și sper să vă țineți în continuare de treaba asta, că altfel duce la anularea votului. Da, hai să mai vorbim un pic despre unde este Roxana, Adina, aveați o discuție despre Gabriela și Valentin. Da. Nu, nu-mi dau seama dacă el este ca ea sau pur și simplu... Adică cum? Ca ea cum? O fals, așa. Da. Ce probleme au unii. Acum... Da, corect. Să aibă și problema asta, repet, aici da. Ce să faci nu, în casa Mireasa? Nu, dar e normal să vorbim, nicio problemă. Nu te duci la serviciu de dimineață până seara, nu plătești facturile, nu te șochezi când vezi când vine gazul. Da, astea, mai discuți tu despre concurență. Da, și am mai zis și lui Damaris, tu ești mai falsă decât mine. Și sâmbătă o lua la dans, adică mie lucrurile astea noi am avut, par... Eu cu Damaris am avut o discuție despre care voi probabil nu da. Știți. Vrei să facem pace?
Dar e ok. Și ce zi tu, Damaris, că ca să nu creadă lumea că e punctul subiectiv, că tu cumva erai și tu supărată pe Gabriela. Am simțit să-mi cer eu scuze față de Gabriela, pentru că mă gândesc că este posibilitatea să plec vineri și nu doresc să fie nimeni supărat pe mine, dar în primul rând să nu am eu energia negativă și să mă simt eu vinovată pentru ceva, pentru că în primul rând consider că eu am fost vinovată. Știți, dacă vă aduceți aminte, de faza cu bateriile, când Gabriela a ridicat unul la mine și atunci automat și eu am ridicat unul la ea și atunci mi-am pus un semn de întrebare și am zis: Damaris, în primul rând, vina este la tine, tu de ce ridici tu unul la ea? Nu ai dreptul ăsta. Și cumva atunci m-am simțit vinovată și mi-am dorit să E foarte frumos demersul tău și foarte creștin. Pe de altă parte, eu pot să mă întreb la fel cum poate se întreabă și unii telespectatori de acasă care despică firul într-o mie de bucăți. Dacă tu faci chestia asta pentru că ea este fata săptămânii și îți imaginezi că are o armată de susținători în spate și poate că vrei să rămâi în casă, să creadă așa. Exact. Noi ne-am cerut scuze și ea de la mine și eu de la ea și... Că, adică, na, până acum erai în corul celor care susțineau că Gabriela e falsă? Nu neg ceea ce am spus acum, ce-a fost înainte, dar în același timp eu am simțit să-mi cer iertare, pentru că fiecare om se schimbă, eu nu am dreptul să o judec sau să-i urmăresc. Și eu cred în schimbare. Doamne ajută cu schimbare!